deputații PDL, Sanda Maria Ardelean, Ioan Bălan și senatorul Gheorghe Flutur au depus pentru bugetul 2014 un număr de 286 de amendamente la 10 ministere. O să vă enumăr doar câteva din amendamentele, vă dați seama, din 286 nu putem... Da. Continuarea lucrărilor la Centrul Cultural Bucovina, știți că l-am avut în discuții și mai este foarte puțin ca să se finalizeze lucrările acolo și cred că lucrul ăsta e foarte important pentru municipiul Suceava. Parcări de reședință și aici vorbim de cele parcări între blocuri. Știți foarte bine, Suceava aduce o lipsă foarte mare de aceste parcări. Parcare supraterană în Georgenescu, pentru realizarea unei parcări în Georgenescu. Regularizarea râului Suceava în vederea realizării unei baze de agrement. Știți că în campania electorală tot am vorbit despre acest proiect și anume crearea unei baze de agrement în zona râului Suceava și am depus un amendament în zona aceasta. Amendament pentru sala de sport de la Liceul Ștefan cel Mare în vederea continuării lucrărilor. Sala polivalentă din zona metro și reabilitare corpuri de laboratoare și cămine la Universitatea Ștefan cel Mare, amendamente pentru școli și grădinițe, reabilitare termică, instalații sanitare și tot ceea ce ține de buna funcționare a școlilor. Mai vorbim aici despre izolarea termică a blocului, reabilitare fațade. E o necesitate pentru Suceava, pentru simplu fapt că în afară de confortul acesta termic care s-ar realiza prin această reabilitare, am putea schimba total fațada blocurilor și așa cum tot vorbeam zilele trecute, mai ales de fațadele acestea de pe zona bulevardului care traversează municipiul Suceava. La capitolul străzi, finanțarea de asfaltări de străzi și alei între blocuri, știți situația deplorabilă, mai ales din zona Georgenescu. Spitalul județean, achiziționarea unui computer tomograf și reabilitarea secțiilor din spital rămase încă nereabilitate de pe vremea mandatului președintelui Gheorghe Flutur la Consiliul Local Județean Suceava. Vreau să vă spun că perioada de depunere a amendamentelor la bugetul de stat a fost extrem de mică, o zi. Dacă noi nu ne-am fi pregătit din timp și nu am fi, să zicem, prioritizat aceste amendamente, efectiv n-am mai fi avut timp să depunem măcar câteva amendamente. Vă spun că sunt colegi de-ai noștri din țară care n-au reușit să țină pasul cu perioada aceasta scurtă și unii au depus câteva amendamente, iar alții n-au depus deloc.